mulțumim, hai. Da. Bună seara, bine v-am găsit o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Ne grăbim pentru că suntem într-o mică întârziere. Nu de altă, dar avem un om pe care îl cunosc de 5 minute, 10 minute. Mi-am adus aminte că a fost un personaj interesant în campania electorală și l-am sunat astăzi pentru a realiza o emisiune, nu neapărat de analiză, dar așa să ne dăm cu părerea despre activitatea administrației locale din luna iunie și până în prezent, luna iunie a anului 2016, când au avut loc alegeri. Îi spunem bună seara domnului Aurel Lecu. Bine ați revenit la Campus TV, domnul Lecu. Bună seara, mulțumesc frumos invitației Campus TV Buzău. Aveți emoții acum, mai multe de emisiune nu, era nu, foarte... Nu am nicio emoție, negativă, negativă. Am o stare zen. Doar o simplă emoție pozitivă, că mi-aduc aminte că nici acum nu-mi pare rău că nu am depus dosarul pentru a candida la funcția de primar cu semnăturile necesare, având multe, mii de semnături, peste cerințele legale. Bun, vorbim imediat despre acest subiect. Dumneavoastră sunteți colonel în rezervă, am înțeles. Da, de 10 ani. De 10 ani colonel în rezervă, ați activat și în jandarmerie și în poliție. Da. Și pe la 112 ați bătut așa... La Buzău a început 112 cu mine. La Buzău. A început 112 cu mine. Am înțeles. Cu implementare, cu tot. Da. Bun, o să vorbim și despre acest lucru. Vă rog frumos. Domnul Lecu, chiar așa, de ce n-ați candidat dacă ziceți că ați luat semnăturile alea de la cetățeni, din partea cetățenilor? Câte trebuia să luați, minim? 1500. 1500. Da, și am avut peste 10.000. Peste 10.000. Avem documentele, dacă e nevoie cineva să... Da, să nu e nicio problemă. Ba dar da. De ce? Am zis că nicio problemă, nu trebuie să... Da, vă rog. De ce nu ați candidat? Adică ce nu ați depus dosarul la birou electoral? Păi să vă spun de ce. Ar fi bun un partid politic dacă ar fi necondiționat cu cetățeanul pentru vot. Eu nu sunt perfecționist sau neperfectibil, adică să afirm abilități. Nu, dar cuvântul dat este viitoarea faptă sau lucru bine făcut, bine gândit. Trăim în racila asta înainte de 89 cetățeanului i să indica. Acum, după evenimentele din 22 decembrie 1989, în democrație se cere ce votul. Votul și după aia mendre. Adică să uită de cetățean. Eu nu puteam, fără un consiliu local, că buzăienii nu și-au dat seama că ar trebui să voteze și consilieri locali independenți, nu mă umplim. Păi, a candidat cineva tot așa independent și a luat destule voturi. Da, la Constantin Ionescu. Da. Dar vedeți, sprijinit, după părerea mea, indirect, că a fost membru al unor partide, așa? Adică avea un partid în spate, în istoria... Și niște activități numai într-un partid, mai multe partide. Da, da. Da? Și toată seama pentru domnul inginer, nicio problemă, dar vreau să vă spun că independent, dar cu codiță, adică te-am ajutat, ne ajuți la viitoarele ședințe. Și de ce n-ați avut codiță? Pentru că așa m-a născut. Cum a spus Napoleon, îmi place trădarea, dar nu iubesc trădătorii. E, mie nu-mi place nici trădarea, nu-mi plac nici trădătorii. Bun, și atunci mergem mai înapoi, cronologic vorbind. Da. De ce ați făcut demersul ăsta? Ați realizat că dacă nu aveți un partid în spate și așa, sau pe parcurs? Nu. De ce ați inițiat demersul de a... Să vă spun de ce. Pentru cetățeanul municipiului Buzău sau cetățenii municipiului Buzău care ar fi fost deranjați, un primar independent și nesprijinit de Consiliul Local. Da, dar totuși v-ați luat acest angajament de a strânge semnături. Da. Încă o dată. Da. Ați avut această intenție de a candida? Mi-am cerut scuze la mulți domni și la multe doamne și domni sau cetățeni ai municipiului Buzău care totuși pentru ei a fost un lucru de neînțeles de ce nu. Și exact de ce nu am mai depus dosarul pentru că... Și același lucru l-am mărturisit și dumnealor cum eu vă spun acum, sincer. Vă pare rău că nu ați candidat până la urmă? Pentru oamenii care le-au părut rău, da, mi-au părut rău, dar cum decizia și alegerea unică,
Îmi cer scuze încă o dată să fiu iertat pentru încrederea sigilului semnături care mi s-au fost acordate necondiționat. N-am întâlnit un cetățean să zică, domnule, cu dacă mă dai ajungi primar să ne faci aia, să ne faci aia, să ne faci aia. Nu, câțiva au spus de bună credință, vă cunoaștem pentru că nepotul, copilul, fratele, vărul, ruda, vecinul au fost militari la jandarm la Buzău. Vă cunoaștem cât ați fost la poliție. V-ați făcut datoria, dacă ați putut să ajutați, ați ajutat, dacă nu, n-ați ajutat și când ați ajutat, n-ați pretins nici măcar decât un Bunezeu aprobabil care a simțit-o ca om sau ca cetățean să vi-l ofer sincer și necondiționat. Bun, am înțeles. Am făcut această introducere ca să reamintim, da, să le reamintim cetățenilor, da, cu cine discutăm. Da. Și acum, haideți să o luăm așa, tot cronologic, cum vi se pare activitatea noi echipe, că e o echipă nouă, schimbată, și în Consiliul Local, la fel. Echipă e puțin spus, este o structură. O structură. Administrativ teritorială, conform legilor în vigoare, începând cu Constituția statului român, care statul nostru este republică și se numește România și e republică parlamentară. Nici semiprezidențială, nici semiprimărială, nici semiprefectorială, nimic. Dar pe asta ați aflat, domnule, că dumneavoastră sunteți un om mai citit. Vă rog, și nu citit, vă rog frumos, un om, cum să vă spun, da, în armonie cu sinele lui. Ați pătruns în multe zone. Vă rog, da, mulțumesc. Da? Da, vă rog. Eu am auzit zilele trecute, mi-a spus cineva care s-a documentat foarte bine și venea cu o ipoteză din asta, bazată pe niște chestiuni. Chiar am cerut niște dovezi din, da, articole, din istorie, da, din istoria, da, dreptului, da, din, da, toate cele, da, cum că în momentul de față toate instituțiile din țara noastră, da, ar funcționa ilegal. De ce? Pentru că acea Constituție de după 1989, după Revoluție, da, nu ar fi fost bazată pe vechea Constituție a statului român. Mă rog, e un lanț din ăsta de erori, de erori, da, făcute de statul român. Speculativități advocățești, le spun eu. Bun, advocățești. Am înțeles, cum dar spunea marele primar Săraru, ca și Constantinescu, când nu le dădeau voie domnitorii să facă palatul în Buzău. Știu ce vă spun din documentare în arhivele statului, pe semnătura mea, pe registrurile de evidență, în ultimii 25 de ani, domnule Mihăiță. În, da, ultimii 25 de ani. Nu două ore, 2,5 ore jumate, 2 zile jumate sau 2 săptămâni jumate sau ani. Deci, 2 decenii jumate. Eu nu pot să am liniște din punct de vedere al pozitivismului din mine nativ dacă nu mă documentez concret, circumspect și exact. Bun, și v-am provocat la discuția asta oarecum? Nu, nu, nu. Știți ceva de chestia asta? Ați mai auzit? Domnul meu, marele avocat Ion Mustață spune așa: în orice stat de drept, atitudinea, comportamentul și munca cetățeanului hotărăște pentru interesul lui. Nu anumiști, fați analiști, fați juriști care să folosesc de titluri, să folosesc de fel de fel de speculativități din astea. Cum să vă spun? Împotriva bunului mers al societății umane din zi în zi sau de zi cu zi? Da, deja aveți priză la public, domnul Lecu. Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Vrem pe domnul Aurel Lecu, primar la postacul meu. Și am vrea să știm dacă am zis. Stați numai un pic, că nu vă auziți foarte bine. Cred că sunteți într-o zonă fără semnal. Haideți să mai încercăm o dată. Bună seara! Bună seara! Așa. Îl vrem pe domnul Aurel Lecu, primar la postacul meu. Cine? A, dumneavoastră? Da, și suntem curioși dacă va candida în mandatul următor. Ia auziți, domnul Lecu. Îl respect foarte mult pe prietenul meu, pe domnul Munteanu. A, deci l-ați recunoscut. Dar nu e domnul Munteanu la telefon. Pe primarul actual al comunei Poșacă, nu domnul Munteanu. Da, 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 da. Da, care este cetățean al comunei de 25 de ani. Bun, atât dorea să spuneți. Dar vă mulțumesc frumos pentru încredere, stimate domn. Da, mulțumim, da, și noi pentru intervenție, vă rog. Sunteți din zona aceea? Da, născut în satul Zilișteanca, comuna Poșteanu, fostă comune Zilișteanca a 7-a din plasa de jandari a Buzăului, după Beceni, după Pătărlagele, după Cizlău. Aha. Da? Bun, deci ziceați că îl respectați pe primarul din... Da, adică cu tot respectul, adică, cum să vă spun? Și că nu ați dori să vă... Nu că n-aș dori din cauza, dar deocamdată dumnealui, pentru perioada de 4 ani, este primar. Până atunci, bun, Doamne, ajuns să sosim acolo și vedem ce decizii vom lua. Domnule, eu nu urmăresc așa ceva. În momentul ăsta, vă rog frumos să mă credeți. Provocarea a fost asta. Nu provocarea. Un domn, un cetățean, un om, cu omenie,
Aici ne fiind manipulare? De niciun fel, de niciun mod? Normal. Bun. Ce exprimat liber? O opinie care e mai mult decât orice părere negativă. Da? Vă rog. Bun. Vă întrebați mai devreme. Cum vi se pare activitatea asta a structurii noi din Palatul Comunal? Să vă spun cum, domnul. Ia ziceți dumneavoastră. Întâi la modul general și după aceea mergem punctat. Să fim concreți. Concreți. Fiți dumneavoastră concret. Într-un principiu existențial uman de peste 3000 de ani. La ce mă refer concret? Nu întâmplător morții, cei chemați la Domnul, sunt înhumați în humă, în lut. Să vă spun de ce. Ați văzut în descoperirile astea de schelete, de cadavre, de așa, bun. Lutul este singura formă de sol lăsată de la cel de sus, care nu pătrunde aerului, nu oxigenului, aerului pe care îl respirăm noi în momentul tasării. De ce spun asta? Spun asta că actuala administrație are niște moșteniri grele în spate în timp de 25 de ani. Și de ce merg înainte și nu vor să le rezolve cât de cât? Puțin câte puțin. Ele se accentuează și vor reveni ca un tăvăluc de zăpadă, ca un bulgăre. Culmea, nu după o pantă, după Himalaya. S-au săturat cetățenii. Aia nu s-a făcut, aia de aia nu se ține cont, de acel lucru nu se ține cont, nu se ia în seamă, se sfidează, se ironizează, cu fals umor. Aici e greutatea mare. La ce mă refer concret și apropo să revin la lut. Ce au înțeles luptătorul Spartacus, opera scrisă de Tacitus, da? Un cronolog al Imperiului Roman, documentat la vremea lui, a spus așa: de ce drumurile de piatră ale romanilor, luate de la perși, au rezistat 450 de ani sau 1000 de ani cât au fost imperiu? Din ce cauză, domnule Mihai, bună ziua? Romanii începeau ca și castrurile fundația unui drum din la piatră, care mergea soldatul roman cu sandaua în picioare, din piele de bivol sau de vită, de taur, de la 1,20 m. Primii 35 de centimetri erau lut. Lutul deasupra pietriș, balastru, ce era, se făcea așa. Pus dacă se făcea caldarâm din piatră sau tot un lut. Lutul se autocimentează. Asta o știu chinezii de la zidul chinezesc. Lutul se autocimentează. Da, există dovezi că ăștia erau mai inteligenți decât noi. Păi de ce accentuăm și ne tehnologizăm? Cu atât ne... Nu vreau să folosim. Cu atât involuăm. Nu, ne evoluăm. Da, involuăm. Scuzați-mă, n-am fost atent. Involuăm. Să vă spun de ce. Comoditatea ne complică simplitatea. Mai ales nativă, mai ales autodidactică, mai ales evolutiv umană. Eu acum nu vreau să fiu înțeles că, cu gândire pozitiv, un ideat, un idealist, un ideatic. Fiecare om să aibă o opinie, dar nu păreri. Și cu lutul terminăm. Și s-au făcut structurile astea. Și au rezistat drumurile 450 de ani. Și acum sunt vestigii arheologice. Dobrogea. Unde mergem? Nu mai vorbim de regia Sarmisegetuza. Nu mai vorbim. Suceava, Sucevița lui Ștefan, mare lui Ștefan cel Mare. Deci, și asta au înțeles și occidentalii. Hitler, hitleriștii care au făcut cel în istorie, într-un timp record, nu-mi place sistemul social, zvastică, să n-aud. Dar și-au ascultat acei specialiștii și au făcut autostrăzile în Germania. Și acum nu găsești, dacă în Germania la 15 ani, 20 de ani se asfaltează, dacă e un prăpăt, va avea o stradă, un tunel, ceva, drumul n-are nimic. Are acea structură de lut care este antitelurică. Solul, pământul. Frecvențele mici ucid orice. Dă uzură morală clădirilor, drumurilor, și așa mai departe. De ce nu se vrea? Bun. Și de unde să fie calitate? Foarte bine. S-au cheltuit niște bani, zic eu cu rost,
în toamna asta cu asfaltările municipiului. Ei, vă rog frumos, credeți-mă ce vă spun. Asfaltul de calitate. Dar nu e lutizarea. Dedesubtul. Dedesubtul vine și frizează, fricționează și fisurează exteriorul, domnule. Adică dumneavoastră vă așteptați ca după iarna aceasta... Așa se întâmplă mereu. Dacă a fost un an, că nu vor fi gropi viitoare, acum, până acum e noroc mare, pentru că vremea și timpul ține cu drumul, nefiind precipitații, nefiind fluctuații mari de temperatură. Pentru că temperatura de asta introduc conductele de apă rece și de apă caldă 80-85 cm. Acolo este temperatură de neîngheț. Dar dacă e lutizare, uitați, la casa părinților mei la Poșta Clândău, unde avem fântână proprie, da? Am lutizat întâi canalul ăla de țeavă ce duce de la poartă, poarta drumului, cum îi spun eu acolo, la zilișteanca mea, zilișteanca noastră, până în două corpuri de casă apă, dar lutizat, culut. Toți râdeau de mine și de un prieten de-al meu, Mihelcescu Petrică, cu un TV-ul, o autoutilitară de 3,5 tone, căram lut din malul râului Clânău și dintr-o mal al unei coaste care duce spre satul Sorești, comuna Blăjani, unde spunem noi la Luncă. Da. Biserica de la Zilișteanca mea. 1811, prima testare chilirică în liturghierul Sfintelor astea episcopii. Lutizată structura fundației. Nu are o crăpătură pe ea. Picturile, bineînțeles, dar vreau să vă spun că nu are o structură. Și cu ce e făcută deasupra lutizării? Cărate cu 5 căruți cu boi, piatră de la Măgura noastră. Bun, și ca să facem din nou trecerea și revenim. Da. Da. La Buzău, dacă nu se va face unde există adiacența râului Buzău ca infiltrație cu apă. Vrei, nu vrei, să pânza freatică lucrează. Apa trebuie să circule, lăsată la Dumnezeu. Nu se va face această lutizare? Lutizare, adică strat de lut. Nu? Orice structură să uzează moral mai mult decât ar crede constructorul că ar putea fi folosită. Bun, primarul Toma umblă cu lut? Nu știu la ce vă referiți. La figurat vorbim. Nu știu viața dumneavoastră, nu permite... La figurat încă o dată. Eu nu vorbesc greșit. Sculptează... Sau nuanță, domnul, sau în vreo nuanță despre un domn, un cetățean, oricine ar fi el, dacă nu comunică direct cu Aurel Lecu. Mulțumesc frumos, altă întrebare. Deci nu. Bun, atunci vorbim așa. Vă rog. Place cum arată orașul Buzău după... Domnule, s-a făcut treabă. Adică nu s-a în timpul ăsta. De ce să nu? Dar poate eu sunt mai excesiv în exprimare, să zic așa. Dar nu. Bine, dumnealui a acumulat acel bulgăraș de zăpadă, ce vă spuneam dumneavoastră, care așa. Să-i dea Dumnezeu sănătate să-și ducă programul, proiectele la bun sfârșit. Cum a fost acel concert cu acele invitații la sala sporturilor, așa să devină viața cetățenilor municipiului Buzău, implicit a cetățenilor județului Buzău, pentru că municipiul ești la concert? Ați fost la concert? Nu. Da, ceva totuși nou pentru Buzău. Pentru Buzău, da. Este undeva o tipizare sau de proiect după concertul operei din Viena de anul nou. Cu toate că ar trebui, nu neapărat numai din cauza anului nou, să fie asemenea concerte organizate în Buzău. Da? Dacă vorbim recte sau intrinsec numai de Buzău, da? Da. Da. Dar prilejurile rămân prilejurile. Dar a fost cel mai potrivit moment, poate. Pentru un astfel... A fost cel mai potrivit moment pentru un astfel de eveniment, poate. Da, un act cultural benevol, un pic, cum să vă spun, bilanțier, așa. Adică, dar ca oameni care au participat, care strict o sensul referind mai la muzică, da, au spus, da, domnule, am fost acolo, nu m-a interesat ce s-a vorbit, cine a vorbit. Cine s-a prelejit? Da. Dacă s-a făcut sau nu publicitate indirectă, dacă... Nu!
Deci eu am fost foarte mulțumit când oameni de condiție pozitivă, știind că eu sunt un meloman nativ, uite așa, 1840. Aoleu. Și 1871. Bun. Sunt așa muzicuțe? Da. Păi dacă... Stați-mă un pic, dacă ați venit cu muzicuțele, eu nu pot să, nu vă provoc. Nu, n-aveți. Nu, le-ați adus doar de decor? A, nu, pă, nu, cer scuze, nu sunt lăutat, eu sunt rapsod. Domnule, eu sunt rapsod. Stați-mă un pic. Domnul, știi ce înseamnă rapsod? Am înțeles, dar... Domnul Mihăiță, știi ce înseamnă rapsod? Dar ce faceți cu ele la dumneavoastră? Îmi poartă noroc. A, acum mi-am dat seama, nu, că n-am știut. Eu nu sunt lăutar, domnul, eu sunt rapsod. Eu chiar nu mi-am dat seama dacă nu vedeam cutiuțele alea, nu mi le arătați. Stimatul domn, stimatul meu, domnul Mihăiță, necondiționat. Eu sunt născut rapsod. Nu când la evenimente. A, dacă sunt invitat undeva la un act cultural, particip, ceea ce vom aștepta împreună cu prietenul meu necondiționat, domnul Aurel Cojanu, sculptor, nativ sculptor, nu pierdut până arte plastice, pentru idei nesigure. Vom avea un eveniment. Vom anunța din timp. Nu facem invitații. Da, chiar vă rog. Nu vă cerem publicitate, nu vă cerem nimic. Da. Cine vrea să se simtă, dacă buzoian, buzoian, și să fie mândru că poartă buletin de municipiul Buzău și implicit de român, este așteptat necondiționat. Mai avem un telefon, domnule. Vă rog frumos. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul general. Sunt fost elev al dumneavoastră. Vă rog. Mă cheamă... Alo? Spuneți, vă rog. Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Deci mă cheamă Baciu Georgel. Cum? Baciu Georgel. Da, mi-aduc aminte. Așa. Parcă, nu concret ca timpurile de atunci, dar parcă, da. Vă rog, vă ascult. Ce să zic? Deci vă apreciez foarte mult. Om de spravă și chiar aș vrea să calificați la poșta cu noi. Variați un pe aceeași temă. Mulțumesc. O dăm, o dăm acum, o să vă cum. Da, deci aveți deja două semnături. Bun, mulțumim mult de tot pentru intervenție. Mulțumim frumos. Mai, da, aveți deja două semnături, domnule. Da, da. În partea cea în direct de acolo. Da, dar ce la acolo la poșta Călnău și eu îl cunosc pe domnul primar Sorin Munteanu de mai mulți ani. Da. Și știu că chiar acum vreun an și ceva mă miram că merg pe asfalt și eram invidios. Eu uite-mă la poșta că nu se poate. S-au făcut alee. De fapt, înainte de 2016, clar era înainte de 2016. S-au aleizat toate ulițele comunii, care e un lucru foarte bun pentru acel bătrânel care merge la moară. Bineînțeles. Care merge la un magazin, care merge la Sfânta Biserică în primul rând și care vrea în satul lui să se simtă necondiționat de împiedicat în pietre, petrișuri și alte alunecări inerente. Din păcate noi suntem condiționați și de pauza de publicitate, domnule Lecu, pe care trebuie să dacă de asta trăiți, faceți-o cu spor și cu drag. Vă asigur că nu din asta trăim. Nu numai din asta trăim. Vreau să mă întreb atunci ce o faceți. Nu numai din asta trăim, da? Adică totuși nu stăm într-o pauză de publicitate. Știți ce e publicitatea? Permiteți două secunde? Ia ziceți, domnule. E bine să intri sincer în casa omilor. Asta o știu ca prima mea lecție de marketing de la marele profesor Iacob Cătoiu, fostul decan al Facultății de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice București. Deci, intri în casa omului, indiferent cum, cu televizorul, cu piciorul, care publicitatea de gură în gură e cea mai sinceră, da? Audio. Da, bineînțeles. Postări, scrisori, alte modalități, orice modalitate, dar să o faci sincer. Da, băi, atunci... Îmi cer scuze că mi-am permis și vă mulțumesc că mi-ați permis. Bineînțeles, orice, eu sunt foarte permisiv, n-am niciodată... Nu mă refer la asta, dar nu vreau să... N-am niciodată tendința de a cenzura. De aceea, domnul Lecu, haideți să luăm o pauză din aceasta sinceră de publicitate, după care revenim la fel de sincer. Je vous prie. Vă rog frumos. Revenim imediat.